S-a accelerat viteza, de care 10 ani era nu prea lung și am avut 5 finale. Acum, echivalentul pentru un plan ca să aibă o anumită, să zicem, coerență minimală, este cam un an jumate. Deci e mult sub un plan de învățământ, adică cu alte cuvinte, eu nu știu cum arată modelul, toată lumea vrea modelul tânărului și ați avut o discuție interesantă la cei care se ocupă de planificare de învățământ, vor modelul elevului pe care să-l proiectăm noi și să-l facem în plan. Care model? Pentru că nu știu cum, nici mai nu știu cum arată piața muncii peste 5 ani. Nu știu peste 2 ani câte meserii noi ar putea să fie emergente piața muncii. Nu știu câte vor cădea sau vor avea valoare adăugată pe plan financiar așa de mică că nu e atractiv. Deci, cu alte cuvinte, nu mai pot să merg cu planul, pentru că orizontul ăsta temporal scade permanent pe măsură ce viteza de mișcare crește. Și atunci, nu pot să sar direct cu iluzii, ar trebui să mă joc cu niște sisteme, cu niște modele, cu niște softuri, cu niște pendule, cu niște materiale didactice, care să creeze o parte experimentală, ca această teorie să se poată internaliza dincolo de formule. Și asta ar fi laboratoarele pe care noi le-am propune să le facem și oferta în sănătate, ca laboratoare de dezvoltare a abilității de a percepe complexitatea. Ca altfel vorbim despre ea. Tot nu poți o calculez, pentru că dacă variațiile așa de mici... Ai făcut observații foarte bune. Dar tu ai spus adineori că există ce numește și control. Deci există posibilitatea că tocmai paradoxal aceste sisteme au o proprietate că, îți dau un exemplu foarte trăznit, e din cartea aia, de ce stă barza într-un picior în apă? Și ce stă cu două, că e foarte incomod să stă așa. Și stă barza, are și sveltețea aia, cu picioare foarte lungi, o masă... Foarte interesantă observația. Deci el ia în principiu, când a ridicat un picior din apă, a redus la jumătate suprafața, nu? A redus la jumătate suprafața de contact cu apa, care e mai rece decât corpul, e pierde, deci face economie de energie. Dar paradoxal, în forma de instabilă, se naște o proprietate, când toma dă să cadă, mișcarea tonusului, micile vibrațiile tonusului muscular care avem cu toții, o face să fie stabilă. Și rămâne stabilă, stă natura stabilă. Deci trebuie să fie stabilă cu proptea și controlată. Și asta se aplică în inginerie, cu aplicații extraordinare. Deci automat, am un cauciuc, de exemplu, care este foarte moale, dar are posibilitatea de a avea modulul de elasticitate, proprietate de material, controlată magnetic. Și atunci, automat, începe o oscilație care tinde să-și rupă banda, dacă o bandă transportoare, de exemplu, care merge cu viteză foarte mare, și în momentul în care începe să oscileze și dă să înceapă să se rupă, vin cu un mic câmp magnetic, de-aia am făcut controlul modului de elasticitate cu câmpul magnetic, un mic zgomot. Și zgomotul ăla face ca banda să înțepenească stabilă, o bagă stabilitate. Avioanele astea de reacție, care aveți acum, de luptă, credeți, nici o portanță. Că dacă avea portanță la foarte mari, nici nu avea manevrabilitatea asta. Și le vedeți pe mat că rămân aproape pe loc și pleacă în altă direcție. Dar nu poate să facă omul cu conducerea lui fără automatizarea asta. Și se întope controlul haosului. Închiderea robinetelor de viteză mare, de exemplu, au niște țevi foarte mari. Deci e ca și când accept că trebuie să mă... Adică de-aia am proiectat să nu se rupă, și am proiectat numai într-un domeniu stabil, cu preț de energie foarte mare de consum, de structuri, când natura a arătat întotdeauna că are ieșit și de stabilizări dinamice de cu totul altă performanță. Și atunci ingineria lui, cum îl cheamă lui Benjan, și toată ingineria pe materiale neliniare, cu comportamente, toată ingineria schimbă ca proprietate. Și atunci, automat, noi învățăm la inginerie în continuare tot materialele vechi, pe principiile clasice newtoniene de iașiere, care sunt importante și alea, dar importante ca un curs să știi că există, nu ca să devină viitor specialist, pentru că piața muncii viitor sunt numai materiale de genul ăsta. Materiale inteligente, interactive, cu auto-vindecare, cu auto... Ați văzut lingurița aia specială pentru miere, care practic curge mierea ca și apa din ea, că nu se... pentru că are o anumită textură de suprafață. Care se vinde foarte bine, dar se vinde pentru că cineva a înțeles natura fractală a suprafeței. Și a avut și un instrument de măsură a dimensiunii fractale a rugozității materialelor respective. Cine a învățat să facă asta, a câștigat o normă și a vândut o normă. Adică a avut aparatură care măsoară ceva care nu se măsoară. Deci când ai impus pe piață o normă, royalties merg în continuare fără să faci mare lucruri. E extraordinar să vinzi norme. Nu să vinzi produse care intră sub incidența unor norme care sunt bani la altora. Care sunt de gândire. În cheia veche n-ai cum să debați, dar cheia asta foarte nouă și colegii noștri în sănătate, tot la început.
mintea românului este rapidă, înțelegeți, că trebuie să fac un efort măcar la câteva persoane să înțeleagă chestia asta. Și noi avem oamenii ăștia, că sunt. Trebuie să colectivizăm și să arătăm că ne interesează aceste vârfuri, ne interesează și autoritățile să simtă că punctul de bază pe acea microcolectivitate de 100 de oameni care poate să schimbe lumea. Deci, cum să spun, noi o să încercăm, noi am avut o încercare cu facultatea de automatică, cu Cotizo m-am dus la facultatea de automatică și am încercat să le propunem să facă practic un laborator în cadrul ei fiind și automatici și proiectanți și studenți și masterați, să facem ca obiect de master un laborator de aceea gen. Să te joci cum s-a jucat cu copiii, să simtă fascinația aia, că parcă acum s-a terminat să oprească acolo și să crește acolo. Deci dacă nu simți această traiectorie, aceste mișcări ca atare, nu le poți nici măcar imagina cum să le extrapolezi după aceea produse. Dacă nu ai trăit ca atare. Și dacă te uiți în cartea de fizică de clasa 9, vezi teoria haosului, a 11-a, făcută în clasa 11-a, vezi teoria haosului, dar o vezi făcută cu ecuații diferențiale. Păi ei nu prea sunt obișnuiți cu ecuații diferențiale. Ei nu au clasa 11-a în matematica necesară, dar s-a băgat partea asta acolo. Deci sunt niște inadecvări de... cum să spun, e o dorință de modernizare, dar nu e făcută într-o unitate și într-o coerență de ansamblu. Și deci, fără corelația bună dintre elemente, nu se face coerență de ansamblu. Fără coerență, dar arhitectura aia, care să fie stabilă sau sustenabilă. Care să dea stabilitate și finalitate muncii. Și asta înseamnă, de fapt, exact ce înseamnă din noima nu este inclusă, noima e prost pusă. Repede, diploma să ajungă în câmpul muncii, noi mai fost spusă să fie produsul profit, fiind problema principală, mijlocul a devenit scop. Banul a devenit scop, nu contează de banul că văd ce fac după aceea, când e de pe un mijloc să-mi ating un scop, care e acea scopă, nu știu. Îi pune oameni pe fiecare parte și întreb, dar ce vrei să faci cu viața ta? Nu știu. Dar mai toate problemele de condiție o constrânge. Dar tot așa, dacă se dă cineva așa, un experimentul mental, ce vrei să faci? Nu prea m-am gândit. Sau un simplu comentariu aș vrea să vreau să spun. Pentru mine este foarte clar și în urma studiului pe care l-am făcut, de care v-a spus Andy, pentru mine, zice, dacă vă întreb fiecare dintre dumneavoastră, care este calea regală spre prosperitate? Bun, după multe, să zicem, inclusiv de începutări, pentru mine, în orice caz să crezi, condiția să ne apară, să dezvolte alternativul inovativ. Aceasta este calea cea mai rapidă și, oricum, foarte elegantă de a merge spre dezvoltare. Ori, iarăși, ceea ce am constatat din analiza noastră, că acesta cu care este inovativ, e cam vorba lui Caragiale, sublimă, lipsește cu desăvârșire, sau mă rog, în orice caz este foarte asta, știți foarte bine că, de exemplu, în faimosul instrument, nou instrument introdus în orizont 2020, IMM-ul este din instrument, România este singura țară după 2 ani de zile în care nu are niciun proiect câștigat. Asta au debut 150, dar vă dați seama, suntem așa ca țară, ca teritoriul a noua sau nu știu care populație, sau Havana, dar oricum, 7 și niciodată nu avem niciun proiect câștigător în acest instrument. Și instrumentul ăsta este foarte simplu, că presupune doar tu să ai o propunere de a face ceva care să aibă ambiție europeană și să te duci să o depui. Nu avem niciun așa ceva și cum să recuperăm din urmă măsura în care... Dar vom urca la asta. Ok. Acum, te rog, microfonul. Ia dă-l ăla așa și ține-l. Da. 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 Domnul Florin Colțeag a ținut un curs aici, în centru, despre fractal algebric și cărbida de bază a alfabetului pe care l-a vedea acea diagramă în 6 colțuri pe care ați prezentat-o către sfârșit. Și vreau să... Eu am tot citit să văd de unde a apărut diagrama aia și e foarte veche, de la Papus din Alexandria, a mai fost teorema lui Pascal, deci apare în geometria proiectivă. E ceva foarte vechi și pe care are și căutări și interpretări mistice și se regăsesc și în
peste tot în, în lumea veche. Și vreau să vă întreb, sursa acelei diagrame are legătură cu teoria domnului Colceac? Sau... Da, eu am lucrat mult cu Florin. Da, care întrebă tu ce de la dreapta la stânga. De ce e de la dreapta la stânga? Ai pus... Așa m-am pus pus planurile respective. Adică mi-am pus eu în minte, când am făcut-o prima dată, planul ăsta al introdeschiderii ca primul din stânga. Esențial primul. Și, da, esențial e primul, primar. Mi s-a pus aranjamentul așa. Adică da, da, așa, da, așa, poate să fie doar să produs, nu are nicio... Dar logica era, era logică, în sensul că de la prima dată este profunzimea lumii care se materializează treptat prin solidificare, eteratul gândirii, se da, cam așa era. La început de la introducere, dar să sunt... Și atât de asta a prima la stână. Dar nu are, nu are altceva... Se poate să așa invertorizată. Am ferit de latura asta mai mistică a procesului ăsta informațional, dar are legătură cu Ați găsit alte reprezentări de genul ăsta fără legătură cu teoria? Nu, asta e specialitatea lui Florin. Am făcut dezvoltări, am folosit mult fractalii laticiali, de fapt, da. Al lui latici fractale, am așa cea. A lui Florin. Mă bună discută și mare cu ăștia fractaza, nu? Terminologii. Am folosit foarte mult în dezvoltarea în 36, care se poate face din asta, pentru niște planuri mai mari de programare strategică. Și e foarte utilă, pentru că organizează foarte bine procesele care trebuie legate între ele prin acțiunile antreprenoriale. Dar nu, aici nu aveam cum să dezvolt tabelele alea mari, pentru că nu e locul, nu se pretează pentru lucrul ăsta. Însă Florin merge pe cărți, e enormă, e capacitatea dacă ideea a mai existat și altundeva și că ați mai găsit. Da, da. Am lucrat atât de multe cât împreună cât multe se... S-au asimilat. Da. Spunea Blaga și asta mi-a părut foarte interesant, o observație, că realitatea este o geometrie, cum spunea, o geometrie proiectivă a lumii spirituale. Apropo de relația asta, interesant spusă de Blaga. Dar geometria proiectivă devine importantă, că aduce la punctul de a infinit în infinit. În spate e foarte multă cunoaștere, care are și o parte inițiatică în spate, nu numai a cuvintelor asociate, ci chiar a unor încercări de a opera cu finitul, cu infinitul, cu transcendentul, într-o formă grafică, geometrică. O să vedeți, dacă o să fac prezentarea pe psihologie cuantică a lui Stapkă și în modelul lui von Neumann. La acel proces 2 care era listat acolo, avem tot un operator de proiecție care îmi definește acest proces. Primul. Uitați-vă, poate, ca idee, că lumea pe care o trăim este geometria proiectivă a lumii spirituale. Adică într-o lume spirituală și realitatea fizică este o legătură profundă care poate fi devolată într-o anumită metodă, deci e o formă de o cale de înțelegere. Numai afirmația asta deja a pusă pe frontispiciu împreună cu cealaltă a lui Rânfuși, realitatea, ce securitatea este o complicitate rezolvată. Deja avem doi vectori fundamentale a unei școli care ne face... A, și luăm și modelul pe care l-a spus Noica, care a făcut școală de înțelepciune și a tot meditat pe o școală de înțelepciune, scopul nu fiind pragmatic să știu, ci să fiu înțelept, să fiu cu totul altceva. Și și-a imaginat cum o școală de înțelepciune și avem niște urmași al... Păi că sunt vizibili, nu aia care e vizibil ca urmași al Noica, care s-au ridicat pe posturi de continuator de Noica, ci oameni care chiar au continuat spiritul noi, cât mai puțin vizibil. Și Georgescu Regen. Da, care pun această problemă legată de, să zicem, îngemânarea asta dintre o gândire întâi pragmatică cu care lumea poate să absorbă realitatea conștientoare, pe care, rafinând-o și esențializând-o, poate să atingă o înțelegere profundă care vine din alt spațiu, un cuplaj dintre spațiul ăla profund și realitatea înconjurătoare.
Chiar vreau să pun o întrebare. Știți cumva care este, care ar fi cel mai întreprinzător academician din zona matematicii român? Care a fost cel mai întreprinzător? Academician? Academician român din zona matematicii. Cel mai în sensul larg al întreprinderii. În sensul larg al întreprinderii. A introdus, a înființat multe lucruri, multe lucruri. Octavo Nicescu este creatorul școlii românești de sport. Deci el fiind mare matematician și creator în matematică. Împreună cu Georgescu Regen au înființat Institutul de Statistică. Și l-au proiectat. O altă instituție creată de Onicescu e Loteria Națională. Iată că, iar el este un uriaș în matematică și mecanică. Mecanica invariantivă a lui încă nu e suficient exploatată. Începe să fie văzută asta. Iată ce personalități voastre care nu stăteau numai în turnul de filoși. Și au fost creatori de instituții, întreprinzători, în plan instituțional. Asta a vrut să profit și să subliniez lucrurile. Esențial. Alte intervenții? Ce e WP? Au planul ale lui, din modelul planului. World Process, din staff. O să vorbim în martie despre. Lumea procesului zero, lumea procesului... Deci, dacă la... T1, T2? Nu. Deci lumea care au loc numai procesele mentale, în sensul lui stat. A material, la pur. Lumea procesului 1 este lumea